Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință ordinară de săptămâna trecută numirea în funcția de director al Complexului Muzeal Județean Neamț a profesorului Iulian Ghercă, care a promovat concursul de ocupare a funcției. A fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului Iulian Ghercă în funcția de director manager al Complexului Muzeal Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Noul manager al Complexului Muzeal Neamț s-a adresat consilierilor județeni, prezentându-și pe scurt activitatea academică și profesională. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, nu vă răbesc mult din timpul dumneavoastră, vreau să spun doar două-trei cuvinte. Sunt la bază profesor, licențiat în istorie și grec, cu doctoratul în istorie. Vreau să vă mulțumesc în primul rând că m-ați primit în fauna asta și așa cum au spus și studiile de specialitate pe care le-am consultat în documentarea proiectului de management, am observat că este o grijă și o dorință a autorităților locale de promovarea culturii în Cutețul Uniaț. Studiile plasează Cutețul Uniaț undeva pe onorabil loc 14 la nivel de țară, iar la nivelul alocării de fonduri la locul 9, ceea ce spune foarte mult de dorința dumneavoastră a autorităților locale de a sprijini actul cultural în județul Neamț. Noul manager al Complexului Muzeal Neamț, profesorul Iulian Ghercă, mulțumește consilierilor județeni pentru încrederea pe care i-au acordat-o și pentru faptul că județul Neamț se regăsește în topul consiliilor județene cu cele mai mari investiții în actul de cultură. De aceea mă bucur să fac parte din echipă și vă mulțumesc încă o dată. Postul de manager al Complexului Muzeal Neamț s-a vacantat odată cu moartea subită a profesorului Gheorghe Dimitroaia, cel care de câteva decenii a marcat cu profesionalismul său evoluția prestigioasei instituții de cultură finanțată de Consiliul Județean. Complexul Muzeal Neamț are în subordine toate muzeele și casele memoriale din județ, de la Piatra Neamț, Târgu Neamț, Roman și Bicaz.